Anul acesta, Crucea Roșie, filiala Călăraș, a sărbătorit 95 de ani de la înființare. Evenimentul a avut loc la Muzeul Municipal Călăraș. Prezent la acțiune, profesorul Constantin Tudor a prezentat noi dovezi care atestă faptul că filiala călărășeană de Crucea Roșie este mai veche și, în realitate, anul acesta ar fi împlinit 104 ani de la înființare. Indiferent de vârstă, Crucea Roșie este prezentă acolo unde este nevoie. În ultimii ani, sute de călărășeni aflați în situații dificile au primit sprijinul Crucii Roșii. Evenimentul s-a încheiat cu piesa de teatru Un bărbat și mai multe femei, jucată pe scena sălii de spectacole Barbu Știrbei Călăraș. Faptul că sunteți alături de noi în realizarea proiectelor pe care le desfășurăm la Crucea Roșie Călăraș ne onorează nespus. În această seară venim în fața dumneavoastră cu un nou proiect, Cabinet Psihologic Social. Știm cu toții că serviciile cabinetelor psihologice sunt foarte căutate și deosebit de necesare, însă nu totdeauna sunt și accesibile ca preț. Ne-am gândit să venim în sprijinul populației prin înființarea, amenajarea și dotarea unui astfel de cabinet. Pentru că stă în puterea noastră să facem un bine, pentru că stă în puterea noastră să fim un sprijin și un ajutor de nădejde, așa cum cred că v-ați convins deja. Partenerul nostru în acest proiect și în majoritatea proiectelor noastre este Primăria Călăraș și pe această cale îi mulțumesc Consiliului Local Călăraș, domnului primar Daniel Ștefan Drăgulin, vă mulțumesc încă o dată și sunt extraordinar de fericită că am reușit să îi aduc în această seară, în fața dumneavoastră, pe doi mari actori ai României, pe Claudiu Bleont și Magda Catone, cu piesa Bărbați și multe femei. Eu o să vă las să vizionați această piesă, sper să vă placă. Vă urez sărbători fericite, să fiți sănătoși și să ne vedem cu bine și la celelalte evenimente ale noastre. Una din cele mai frumoase case de cultură din țară. Să știți unde ne aflăm, să știți că ne-a dat cu starea asta de respect pentru spațiul. Să ne țină Dumnezeu și să avem parte de oameni care știu să creeze pentru oameni evenimente frumoase.